Salut! Eu sunt Vlad la un nou episod. Azi doresc să vă prezint o super bicicletă, motocicletă electrică. În clipul de azi suntem pe câmp, aici nu putem veni cu Tesla, însă putem să ne deplasăm electric oriunde în natură. Așa că ne bucurăm azi de acest cross electric care este topul topurilor. Probabil o să vă mai prezint pe parcurs anumite biciclete electrice sau cross-uri electrice sau scutere electrice, pentru că nimic nu e mai bun pentru oraș, pentru sănătatea noastră, decât să ne deplasăm electric, ecologic, fără să poluăm, și motocicleta asta face exact ce trebuie când vine vorba de explorarea naturii într-un mod absolut incredibil de distractiv și ecologic. Această motocicletă, acest cross, vine de la compania Cake. Este un produs de top, un produs foarte apreciat. Vine cu o baterie de 2,6 kWh și atinge 100 de km la oră. Nu doar că atinge 100 de km la oră, cuplul pe care această motocicletă l-are este incredibil! Exact aceeași plăcere pe care o ai atunci când conduci o Tesla. Simți că mușchii gâtului lucrează mai mult decât de obicei. Am avut ocazia să o testez pentru câteva zile și să vă spun, este un produs de top, este un produs absolut extraordinar. Este și un produs la care vei economisi o grămadă de bani atunci când o să-l cumperi. Este un produs foarte scump. Nu știu dacă ar fi bine să vorbim de economie chiar la cel mai scump produs pe care îl poți cumpăra momentan. Acest produs costă între 12.000 și 14.000 de euro. Acesta este varianta not street legal. Există varianta street legal, care are loc pentru număr, far, semnalizare, frână la picior și așa mai departe. Aceasta este varianta street legal. Pui număr pe ea, ai motor, doar că îl încarci acasă. Însă odată cu acesta vin toate beneficiile unui produs electric și dați-mi voie să vă arăt. Avem o baterie mare, un motor puternic și cam astea sunt toate piesele. Nu ai nevoie să servisezi această motocicletă, o vei încărca acasă, deci vei economisi o grămadă de bani la benzină. Și prima dată când un prieten a văzut-o, care e foarte împătimit cu motoarele, mi-a spus cât de plăcut poate să fie să mergi cu un astfel de motor în pădure și să nu ai stresul că poluezi atât cu noxe, dar și fonic. Pentru că deși ai un sunet similar cu mașinile de la Formula 1, această motocicletă nu scoate un zgomot atât de mare. Atunci când vei merge cu prietenii tăi prin pădure, nu veți face o poluare fonică atât de mare, nu veți disturba mediul acela în care voi intrați să vă distrați, un mediu pentru animale, un mediu al naturii, unde e deja un ecosistem format, nu veți intra să îl poluați fonic atât de mult, ca și cum dacă ați merge 3, 4, 5 persoane cu motoarele pe combustie. Servisuri, nu o să ai de făcut foarte multe pentru că n-ai atâtea piese mișcare. Piese care să se strice sunt foarte puține, așa că acest produs este foarte, foarte fiabil. Te distrezi cu el la maxim și din ce am înțeles, trebuie să recunosc, nu sunt foarte priceput la ceea ce înseamnă motoare de cross și așa mai departe. Am înțeles că vine cu o suspensie foarte, foarte bună. Toți cei care au văzut motocicleta aceasta la mine mi-au zis: frate, sigur e ce trebuie. Vine cu niște piese foarte bune. Aici avem ceea ce aș numi eu bordul de control. Avem 3 moduri. 1, 2, 3. Care sunt 3 moduri de putere diferite cu top speed-uri diferite. Modul 1 fiind cel mai slab, modul puternic fiind cel mai puternic. Trebuie să ai grijă aici. Motocicleta își ia zborul. Și aici avem 3 moduri de frânare, la cât de agresivă ne dorim să fie frâna. Ceea ce e foarte, foarte tare, cum avem un sistem atât de simplu și atât de ușor de menținut funcțional. Nu avem multe butoane complicate, nu avem multe switch-uri. Ca să pornești, ai această cheie magnetică, ai pus-o acolo, ea poate să stea după mâna ta și la un moment dat vei auzi un sunet. Da, și motorul e gata de treabă. Cu siguranță această motocicletă nu va fi cea mai bună opțiune dacă stai la bloc. Va fi destul de complicat, însă dacă stai la casă, o bagi în garaj, o pui la încărcat și într-o oră jumate
ai adăugat 80% din capacitatea bateriei. Iar în puțin peste 2 ore, motocicleta este complet încărcată. Autonomia ei, în funcție de modul în care mergi, poate să varieze foarte mult, de la 60 la 100 de kilometri. Asta e exact ca la orice produs. Una e să mergi într-un mod economic, pe modul 1, una e să dai măcel pe modul 3. Așa că între 60-100 de kilometri să te aștepți să fie autonomia, în funcție de factorii externi. Într-un caz ideal, probabil 100 de kilometri, într-un caz maxim, probabil 50-60 de kilometri. Dacă te gândești să achiziționezi un astfel de produs sau alte produse electrice pentru a te deplasa cu ele prin oraș, dacă vrei să-ți completezi line-up-ul tău electric din garaj, pe lângă una, două, trei mașini electrice, să ai una, două, trei motoare, biciclete electrice, trotinete electrice, te invit să intri pe site-ul celor de la 070.ro. Sunt o echipă de tineri din Cluj care aduc o gamă variată de produse. Acesta este un best of the best, most luxurious, most expensive. Dar au produse care costă mai puțin de jumătate din prețul acestui motor și îți oferă 80% din ce primești în acest motor. Și asta se întâmplă tot timpul când vine vorba de lux și performanță. Plătești cu mult mai mult pentru 10, 20, 30% mai bun. Așa că dacă produsul ăsta ți se pare că e foarte scump, merită să te uiți pe site-ul lor, au o grămadă de alte produse și pe viitor probabil o să mai testez produse de la ei, produse mai accesibile pentru publicul larg. Însă, până atunci, trebuie să spun, experiența cu această motocicletă a fost extraordinară, să te deplasezi cu ea prin natură, libertatea pe care o simți, e o experiență complet diferită de ceea ce îți oferă o mașină. Și acum înțeleg pe oamenii care sunt atât de nebuniți după motoare. Acum înțeleg această comunitate de iubitori de adrenalină. Senzație complet diferită, trebuie să recunosc, mi-a plăcut și mie foarte mult. Dacă vrei poate un test drive cu acest motor electric, contactează-i pe cei de la 070.ro. Aceștia fac un tour prin țară și poți testa o gamă variată de produse și poți decide ce ți se potrivește ție în funcție de bugetul pe care l-ai sau nevoile tale. Așa că neapărat intră pe site-ul lor, Instagram-ul lor, conectează-te cu ei dacă ești pasionat de produse electrice. Au o grămadă de produse faine, prețuri variate și trebuie să recunosc, a fost o nebunie să conduc această bicicletă, motocicletă electrică.